În perioada celor 4 ani de institut am avut și era această componentă a practicii pastorale de vară. Alex o știe, fiecare student la teologie trebuia să facă practică într-o anumită biserică. Știu că într-un an din ciclul acesta de 4 din timpul institutului, am făcut undeva practica pastorală pe un sector a unui frate păstor care avea mai multe biserici. Și cu precădere m-a binecuvântat să slujesc într-o biserică în care erau, cred, 6 sau 7 membri. Eu atunci am prins maximul de audiență, 7 oameni. Țin minte ce m-a frapat în biserica asta. Era o clădire frumoasă, o clădire foarte bine aranjată, conturată, dar atmosfera dinăuntru era foarte deprimantă. Erau 6-7 oameni în vârstă și țin minte că în tot povesteau, cred că erau atâtea locuri goale că nu vă puteți imagina. Fiecare putea să își doarmă pe 3-4 bănci, liniștit. Dar ceea ce m-a frapat pentru mine este atmosfera și realitatea din biserică și în același timp mentalitatea acestor oameni. Iar ascultați-mă, nu o zic în sens critic sau de pe poziție de superioritate, dar aproape fiecare din frații aceștia îmi povesteau următorul lucru. Frate, Domnul a promis că va lucra cu semne și minuni în biserica asta. Și am zis, nu vă supărați, de cât timp sunteți la cifra asta? Păi zice, noi toți cădem, nu creștem. Probabil că în decurs de câțiva ani, biserica aceea avea toate șansele să se închidă, efectiv să se pună lacătul. Dar repet și subliniez aspectul, ce m-a frapat pe mine este era realitatea din biserică și relatările oamenilor. Frate, Domnul a spus că va trimite, Domnul a spus că va aduce, Domnul a spus că va face. Și am pus o întrebare. Am înțeles, dar voi concret ce ați făcut? În toți anii ăștia, voi concret ce faceți? Păi frate, zice, noi așteptăm ca Domnul să lucreze. Zic, am înțeles, dar în afară de programele de biserică clasice, ați făcut ceva? Frate, Domnul va lucra. De 30 de ani. De 30 de ani se hrăneau cu o mentalitate de genul ăsta, Domnul va lucra. Țin minte că un frate care era acolo în conducerea bisericii, vă dați seama, era și greu din 7 să conduci. Țin minte că mi-a dat o listă întreagă cu câte prorocii au avut și cu câte revelații. Cred că era un caiet plin cum Dumnezeu va lucra cu semne și minuni și cum Dumnezeu va aduce în biserica aia și va face și va face și va face. Și asta să mă gândesc atunci, dragii mei, și din păcate întâlnesc destul de multe ori mentalitatea asta. Domnul a promis că va face, Domnul va face, Domnul va face, Domnul ne-a spus, Domnul a făcut, am lucrare, am vedenie, am descoperirea aia, am gândul ăla. Și cu toate acestea întrebarea este, tu ce faci? Noi ce facem? Pentru că avem, dragii mei, de foarte multe ori impresia asta că rolul nostru în pocăință e unul pasiv de spectatori. Dumnezeu ne-a chemat în biserică, noi stăm în tribune și Dumnezeu șutează, Dumnezeu centrează, Dumnezeu marchează, El le face pe toate. Noi doar stăm și ne uităm. Avem de foarte multe ori impresia asta, dragii mei, că în viața noastră și în situația din viața noastră, noi tot ce trebuie să facem este să luăm o pungă de popcorn, să stăm în scaun și să așteptăm ca Dumnezeu să lucreze. Frații mei, vreau să vă spun că mentalitatea asta nu este de la Dumnezeu. Gândirea asta nu este de la Dumnezeu. De atât de multe ori am întâlnit oameni care mi-au zis în felul următor, țin minte pe cineva care mi-a zis, frate Dorel, mă rog lui Dumnezeu de nu știu cât timp să-mi dea 10.000 de dolari. Dar ce să faci? Am o idee genială să deschid un business, dar îmi trebuie 10.000 de dolari. Și am spus, ascultă-mă aici, de ce crezi că ți-ar da Dumnezeu ție 10.000 de dolari? Dacă nu ai fost până acum capabil să faci 1.000 de dolari. Păi nu, frate, eu am cerut 10.000 și că dacă îmi dă 10.000, mă apuc. Ascultați-mă, Biblia spune că cine nu-i credincios în lucrurile mici, nu o să fie credincios nici în lucrurile mari. De ce crezi că Dumnezeu ți-ar da ție 500.000 de euro mâine, dimineața, să cadă din cer, bani din cer, să te lovească dita mai tona de bani? Și ce crezi că ai face cu ei? Statisticile vorbesc despre faptul că oamenii care au câștigat la loterie, dragii mei, în proporție de 92%, după aceea au ajuns falimentari toți, distruși, dependenți, terminați. Știți de ce?
Pentru că n-au știut să gestioneze, dragii mei, nici lucrurile mici, n-ai cum să gestionezi pe ele mari în viață. Ne vrem, dragii mei, ca Dumnezeu să facă tot și noi abia atunci să facem ceva. De exemplu, o mentalitate asta, ascultați-mă, o regăsesc și într-un alt domeniu, în domeniul căsătoriei. Eu aștept ca Domnul să lucreze. Dar tu ce faci? Domnul va lucra. Ea stă izolată în casă, toată ziua plânge, suflă șervețelele, a făcut criză. Da, nu mai găsesc șervețele pe la supermarket, decât o plâns, dar ea tot așteaptă ca Dumnezeu să lucreze. Întrebarea mea este, tu ce faci în direcția asta? Eu aștept ca Domnul să-L aducă să se împiedice de mine. Oare chiar credeți că așa se întâmplă lucrurile? Oameni buni, haideți să spun lucrurile pe nume. Biblia ne spune, vă dau un mic detaliu, un hint așa din textul ăsta, zice Biblia că Rut o ieși, știți unde? O ieși la cules și s-o dus pe un ogor. Mă, omule, trebuie să te duci pe ogor să te vadă cineva. Înțelegeți, spiritualizezi puțin ideea asta. Dar trebuie să te duci pe ogor. Ogorul e aici, de exemplu. Amin. Trebuie să vii să asculți și cuvântul Domnului, dar rugăciunea pentru căsătorie, spunea, e singura rugăciune care trebuie să faci cu ochii deschiși. Și deschideți larg ochii. Du-te la conferințe de tineret. Ogorul poate să fie și Facebook, pentru că statistic am văzut anul trecut din nu știu câte nuți la care am fost, mai bine de 60% au fost Insta și Sfântul Facebook au ajutat. Pentru că, dragii mei, astea sunt ogoare pe care trebuie să faci ceva. Oameni buni, de prea multe ori așteptăm ca totul să cadă din cer, Dumnezeu să facă și noi numai să spunem, Doamne, îți mulțumim, acum vrem și furculițe și șervețel, vrem să tăiem noi, dacă se poate. Nu există. Unele lucruri, dragii mei, ascultați-mă, nu se întâmplă, trebuie să faci să se întâmple în viață. Am mai spus principiul ăsta. Pavel spune că noi nu suntem spectatori. Apostolul Pavel zice, în plan spiritual, noi suntem ce? Împreună ce? Lucrători cu Dumnezeu. Adică trebuie să faci și tu ceva, trebuie să-ți faci partea ta. Aduceți-vă aminte, dragii mei, că la un moment dat, în Faptele Apostolului, capitolul 3, spune Biblia că Petru și Ioan ajung în poarta frumoasă a templului din Ierusalim și acolo e un olog din naștere și el întinde mâna și Petru spune, știi ceva, aur și argint n-avem, oricum nu te ajută la mare lucru, dar aur și argint n-avem, dar ce avem îți dăm în numele lui Iisus Hristos, ce fă? Ridică spatul și umblă. Și știi ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că Petru nu s-a rezumat la o proclamație. În numele lui Iisus să te ridici, îți poruncesc. Și zice Biblia că după aia, în versetul următor, ce-a făcut? L-a apucat de mână. Pentru că, ascultă-mă, sunt lucruri pe care trebuie să le faci, sunt lucruri pe care trebuie să le rostești, sunt lucruri pe care trebuie să le crezi, dar sunt lucruri, ascultă-mă, în dreptul cărora pur și simplu trebuie să pui mâna și să faci ceva. Trebuie să faci ceva, trebuie să te implici. De aceea, dragii mei, din această carte mică, dar din care învățăm atât de multe lecții mari, în această dimineață vin cu un gând și cu un mesaj pe care l-am intitulat Nădăjduiesc sugestiv în felul următor, fă tot ce ține de tine. Dacă aș putea să sintetizez tot ce vreau să vă împărtășesc în dimineața asta și din textele pe care le-am citit, din cartea Rut, este mesajul acesta, fă tot ce ține de tine. Noi vrem ca Dumnezeu să facă, noi vrem ca Dumnezeu să intervină, noi vrem ca Dumnezeu să facă anumite lucruri, dar ascultă-mă, sunt lucruri care țin de tine și de mine. De aceea, fă tot ce ține de tine. Și primul lucru pe care vreau să subliniez aici, dragii mei, este următorul aspect. Ține de tine, ascultă-mă, dar și de mine, să alegi ceea ce este bine. Alegerile, dragii mei, sunt în apanajul nostru. De-aia Dumnezeu ne-a dat minte, de-aia Dumnezeu ne-a dat rațiune, pentru că trebuie să alegem. Să discernem anumite lucruri. De aceea, înțelege bine, fă tot ce ține de tine, dar ca să faci tot ce ține de tine, și de mine și de tine, și ce ține? Să alegi, dar să alegi ceea ce este bine. Uitați-vă puțin și vreau să ne uităm în această dimineață la Naomi, la Rut, dragii mei, care face trei alegeri în trei zone care aveau să schimbe viața. Și sunt lucruri pe care ea personal le alege. Ascultați-mă, nimeni nu l-a ales în locul ei, ea a ales în dreptul ei, pentru că, pentru a fi bine în viața ta, pentru ca Dumnezeu să intervine, pentru ca Dumnezeu să facă ceva, ascultă-mă, sunt lucruri pe care tu trebuie să le faci și în primul rând trebuie să alegi ceea ce este bine. În plan spiritual vă rog să vă uitați, știți ce face? Prima alegere pe care o face Rut, alege să-L slujească pe Iahve, alege să-și încredințeze viața în mâna lui Dumnezeu, în detrimentul lui Chemoș.
Femeia asta, dragii mei, îl primește pe Dumnezeu în viața, este prima mare alegere care avea să deschidă un laț de alegeri, dar și de binecuvântări care aveau să se reverse peste viața ei. Prima alegere pe care o face Rut, dragii mei, ea îl alege pe Iahve, îl alege pe Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă aici în cartea Rut, în capitolul, este în bun cu căzut ceasul că nu-l mai văd, așa că rugați-vă Domnului când o să închei. Să aud mai multe aminuri. Uitați-vă versetul 15. Naomi a zis către Rut, iată cum nata ta s-a întors la poporul ei și la Dumnezeii ei. Întoarce-te și tu după cum nata ta. Rut a răspuns, nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi și poporul meu și Dumnezeul tău va fi și Dumnezeul meu. Pentru că, dragii mei, este momentul în care, ascultați-mă, Rut face o primă alegere. Alege să-și predea viața în mâna lui Dumnezeu. Trăia în Moab, în țara în care era adorat, în care era înălțat și venerat Chemoș, această zeitate absurdă. Și cu toate acestea, el alege pe Dumnezeu. Dar, dragii mei, trebuie să recunoaștem ca și contribuție în alegerea ei, dragii mei, este cineva care are o contribuție importantă, un rol important, și anume soacra ei, Naomi. Puterea exemplului personal în convertirea altora, dragii mei, nu trebuie neglijat. Cu siguranță, ascultați-mă, cu siguranță că Rut a văzut ceva la Naomi. Cu siguranță că Rut a văzut ceva diferit. Cu siguranță că Rut l-a văzut pe Dumnezeu în viața Naomi. Și lucrul acesta a declanșat ceva în viața ei. În 2 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 2, spune Apostolul Pavel, voi sunteți epistola noastră scrisă în inimile noastre, dar atenție, subliniez, cunoscută și citită de toți oamenii. Cunoscută și citită de toți oamenii. Pentru că, dragii mei, există un rol determinant pe care noi putem să-l avem prin comportamentul nostru în convertirea altora. Ca oamenii aceștia să-L vadă pe Dumnezeu în noi și mai apoi să-și-L dorească pe Dumnezeu în viața lor. Deci, uitați-vă, o prima alegere pe care o face Naomi, ține de tine să alegi ceea ce este bine. Îl alege pe Dumnezeu, îl alege pe Iahve. Apoi, doi, uitați-vă, este o alegere în zona relațională. Alege, foarte interesant, să rămână cu Naomi, adică cu soacra, în loc să meargă la maică sa. Spune cuvântul lui Dumnezeu că soacra ei, Naomi, îi spune, ascultați-mă, versetul, capitolul 1, Rut, cu versetul 6, apoi s-a sculat ea și nurorile ei ca să se întoarcă în țara ei din țara Moabului, căci aflase în țara Moabului că Domnul cercetase pe poporul său și dăduse pâine. Ea a ieșit din locul în care locuia însoțită de cele două nurorile ei, apoi să se întoarcă în țara ei, în țara Iuda. Naomi a zis, aici versetul 8, a zis atunci celor două nurori ale ei, duceți-vă și întoarceți-vă fiecare. Unde? Unde? La casa mamei ei. Cu alte cuvinte, ascultați-mă, cu alte cuvinte, dragii mei, uitați-vă, Rut nu e orfană, are o familie, are o mamă, are un tată, are frați, are rudenii în Moab, îi lea acasă. Și cu toate acestea, Rut, dragii mei, alege să meargă împreună cu Naomi. Pentru că sunt anumite alegeri pe care trebuie să le faci în plan relațional și nu numai. Dragii mei, vreau să vă spun ceva. Barometrul relațiilor. Dacă vreți să vedeți cât de sănătoase relații aveți, dacă vreți să vedeți cât de puternice prietenii aveți, dacă vreți să vedeți câți cu adevărat țin la voi și vă iubesc și vă apreciază, ascultați-mă, barometrul și indiciul relațiilor voastre sunt crizele. În situațiile de criză reale ale vieții, o să vedeți câți pleacă și câți rămân. Să-l cităm pe domnul Mircea Joană, mulți am fost, puțini am rămas. Crizele, dragii mei, sunt adevăratul barometru al relațiilor noastre. Cât de prieteni avem, cât de oameni care tot îți dau like-uri și dintr-o dată, hei, stai puțin. E suficient de o criză de genul acesta. Uitați-vă, dragii mei, un exemplu înălțător în direcția asta îl găsim în 2 Samuel, capitolul 15. David, dintr-o perioadă de mare criză, teribilă criză, nu pot imagina durere mai mare. Sunt tată, am 3 copii. Dar imaginați-vă ce înseamnă ca într-o zi unul dintre copiii tăi să se răscoale împotriva ta. Într-o zi, spune cuvântul lui Dumnezeu că Absalom dă o lovitură de stat și practică la lungă, îl forțează pe tatălui, pe David, să plece din calea lui. Și, dragii mei, este un moment de cernere. Pentru că acum vezi cine pleacă și cine rămâne. Și spune cuvântul lui Dumnezeu așa.
Că împăratul, 2 Samuel 15 cu 19, împăratul a zis, știți cui? Nu un om care era evreu, nu un om care era din neamul lui, ce spune Biblia că a zis lui Itai din Gat, pentru ce să vii și tu cu noi? Întoarce-te și rămâi cu împăratul, căci ești străin și ai fost luat chiar din țara ta. De ieri ai venit și azi să te fac să rătăcești cu noi încoace și încolo, când nici măcar eu, zice David, habar n-am unde mă duc, după ce să vii cu mine? Întoarce-te și ia pe frații tăi cu tine. Domnul să se poarte cu tine, cu bunătate și credincioșie. Auziți ce răspunde Itai? Pentru că sunt unii oameni, dragii mei, care în adevăratele crize ale vieții vei vedea. Unii pleacă, alții rămân. Spune cuvântul lui Dumnezeu că a zis Itai, viu este Domnul și viu este Domnul meu împăratul, că în locul în care va fi Domnul meu împăratul, fie ca să moară, fie ca să trăiască, acolo va fi și robul tău. Ce spune Rut Naomi? Cel mai confortabil lucru ar fi să mă duc la mama acasă. Cel mai confortabil lucru ar fi să-mi iau bagajele și să plec. Să mă duc acasă, sunt numai 10 km. Poate 5 metri. Poate erau vis-a-vis, nu știm. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că Rut, știi ce face? Face o alegere, o a doua alegere. Alege să rămână lângă Naomi. Și de ce? Pentru că prin Naomi l-a văzut pe Dumnezeu. Pentru că a văzut ceva în Naomi și prin Naomi, spune Biblia, uitați-vă în contextul ăsta, ea spune, știi ceva, unde te duci, tu mă duc și eu, Dumnezeul tău va fi și Dumnezeul meu. Dragii mei, vreau să vă spun că loialitatea este o calitate pe care Dumnezeu o binecuvântează și oamenii o apreciază. Și asta o vedem, știți unde? În Rut, capitolul 2, cu versetul 11 la 12. Boaz a răspuns. Rut e șocată. Cum adică mă lași? Nu numai să culeg spice, dar îmi dai și apă de băut, mă protejezi. Stai puțin, Boaz, de ce faci toate lucrurile astea? Și auzi ce spune Boaz? Boaz i-a răspuns, Rut 2 cu 11, mi s-a spus tot ce ai făcut pentru soacra ta de la moartea bărbatului tău și cum ce ai făcut. Ai părăsit pe tatăl tău și pe mama ta și țara în care te-ai născut ca să mergi la un popor pe care nu-l cunoșteai mai înainte. Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut. Plata să fie deplină din partea Domnului Dumnezeului Israel, sub ale cărui aripi ai venit să te adăpostești. Pentru că, ascultați-mă, loialitatea ta este apreciată și cunoscută. Dar uitați-vă, există o a treia alegere mai apoi pe care o face Rut. Alege să plece din Moab și să se ducă la Betlehem. Ce reprezenta pentru Rut Moab? Și ce reprezenta? Casă. Țara mea, casa mea, familia mea, pământurile mele, conturile mele, aici-i tot. Și cu toate acestea, spune cuvântul lui Dumnezeu că Rut face o a treia alegere, nu numai spirituală, că alege pe Dumnezeu relațională, că rămâne lângă Naomi, dar uitați-vă, e o alegere fizică, să plece din Moab, locul în care este acasă, și să plece într-o țară străină, din care habar n-avea ce o să o aștepte. Oameni buni, oare nu asta înseamnă credința? Oare nu asta înseamnă credință cu adevărat? Să pleci? Ce înseamnă credință? Uitați-vă în cazul Rut, să pleci de la ceva, totuși ești în Moab, o ai pe maică ta, ai pe taică, tu ai frați, ai rudeni, ai verișori, ai neamuri, ai cetățenie, ai unde să te duci, ai un pat, să pleci de la ceva concret înspre necunoscut, neavând nimic. Dacă ar fi să definesc în cazul ăsta credincioșia, dragii mei, spun încă o dată, să pleci de la ceva înspre necunoscut, neavând nimic. Spune Rut, spune Naomi, zice, și acum Domnul mă aduce înapoi cum? Cu conturile pline după 10 ani de Moab. Cu modus? Nimic. Să nu ai nimic, să pleci spre necunoscut și să lași ceva. Asta, dragii mei, înseamnă să alegi ceea ce este bine, să alegi prin credință. De aceea, fă tot ce ține de tine. În această dimineață, ascultați-mă, prin această carte, prin această femeie, printr-o moabită,
care are parte de niște experiențe extraordinare, de dureroase, dar și de înălțătoare mai apoi, Dumnezeu îți spune ție, dar îmi spune și mie, fă tot ce ține de tine. Primul lucru ține de tine, dar și de mine, să alegi ceea ce este bine. Apoi al doilea lucru, dragii mei, ține de tine și de noi toți, să acționăm mai apoi așa cum este bine. Ține de tine să acționezi așa cum este bine. Am vrut să rimeze, m-am luptat mult la asta, să sune cumva, să o rețineți mai ușor. Dar ține de tine să acționezi așa cum este bine. Dar ascultă-mă ce spun, ca să acționezi bine, să faci ceea ce este bine, trebuie să eviți, eu am identificat aici, dragii mei, trei mari capcane, ascultați-mă, și prima din ele, pe care trebuie să o eviți neapărat, este capcana refugiului. Capcana refugiului. Tendința, uitați-vă acum, nu să mergi cu National Geographic, dar cunoașteți bine lucrul ăsta. Întotdeauna, tendința păsărului când învață să zboare este să se întoarcă unde? La cuib. Care-i tendința mea și a ta când vin unor valorile vieții? Să te întorci și tu unde? În cuib. În loc să stai să înfrunzi varurile, tendința ta este să se duci la locul unde te simți într-o oricare siguranță. Rut, capitolul 1, versetul 8. Deși e sfătuită, du-te la mama ta. Du-te acasă. Pentru ea era un loc de refugiu, casa, familia. Și cu toate acestea, uitați-vă, Rut, dragii mei, evită această capcană a refugiului. Oameni buni, când lucrurile nu merg bine în viața noastră, când se întâmplă lucruri pe care nu le înțelegem, pe care ne copleșesc uneori, avem tendința de a ne refugia mereu și mereu în zona noastră de confort emoțional și relațional. Să te întorci înapoi, acolo unde simți un oarecare sentiment de siguranță. În loc să stăm să înfruntăm valurile, să pășim pe mările învolburate, tendința noastră este să ne întoarcem în port, unde avem ceva pus deoparte. Vă dau exemple în zona asta. Da? Ai fost admis la un job, la un loc de muncă. După 3 luni de zile apar primele conflicte. Știi care e primul reflex pe care l-ai? Să-ți dai demisia. Deși dacă mai stăteau luni de zile, poate erai promovat. Și probabil că nu e primul loc de muncă, poate e al doilea, poate e al treilea, poate e al patrulea, în ultimii 2 ani de zile. Știi de ce? Cum dai de ceva greu, cum fugi? Cum te întorci înapoi? Dau demisia. Pentru că te simți întotdeauna mai inconfortabil acolo unde crezi tu că poți să gestionezi lucrurile. De exemplu, te ceri cu soțul. Nu se întâmplă, dar se întâmplă, așa, ipotetic, dar te-ai certat cu nevasta, că vorba Maramureșanului și așa îți vine câteodată. Câteodată, numai, la noi suntem în Ardeal, câteodată, pas cu pas. Știți care e tendința multora? Făcut bagajele, am plecat la mama, să mă mai suni. Și tu suni soția și răspunde soacra, ce strabă? Tu vorbești cu mine de acum, da? De mai super tu pe prințesa mea și... Care-i tendința multor cupluri când au situații de criză în viață? Fiecare fuge, el la mama, fiecare la mama lui. Și atunci intervin mamele, duelul socrelor. Și mai vii ca păstor câteodată și trebuie să fu. Nici nu știi, acolo e foarte greu, ringul ăsta nu te bagi. Ce vreau să vă spun? Asta e tendința, să te întorci mereu în locul de refugiu. Îți mai spun un domeniu, ascultă-mă, în care am văzut lucrul ăsta. Când unii oameni vin și spun, hei, greșești, nu faci bine. Și care e tendința ta așa mea? Când cineva spune pe bună dreptate, omule, greșești, nu vezi bine lucrurile aici, hei, corectează-te, pocăiește-te. Și care e tendința mea? Și care e tendința ta? Să mă duc la oamenii care îmi dau dreptate. Să mă duc să stau în prezența oamenilor care sunt de acord cu mine, care spun, bă, tu ai dreptate, deși nu ai. Asta întotdeauna, ascultați-mă, vei avea tendința să te refugiezi în cercul oamenilor care te aprobă orbește. Da, tu ești vinovatul, tu ești, nu știu ce au toată lumea cu tine, ocultă, nu știu, George Soros are ceva cu tine. Forumul economic de la Davos are cu tine ceva, guvernul, toată lumea are ceva cu tine. Și ascultă-mă, te vei închide întotdeauna în cercul ăla de oameni care te aprobă și care nu te confruntă. Dar vreau să vă spun ceva aici. Și de ce pierdem multe binecuvântări în viață?
Pentru că stăm în cercuri cu oameni care ne aprobă, nu care ne confruntă. Pentru că vreau să spun ceva aici. Dacă vei fugi de confruntare, nu o să ai parte de binecuvântare în viață. Dacă vei căuta mereu aprobarea altora, și ascultă-mă, îți găsești, îți vei găsi mama, tata, rudenile, toată lumea o să fie cu tine, emoțional toți sunt cu tine. Dar întrebarea este principal, ai sau nu dreptate? Ai sau nu dreptate? Ce face Petru când în Ioan 21 nu mai înțelege ce se întâmplă? Mă, apare Iisus, dispare. Ce face Petru? Unde se întoarce? L-a pescuit. I-a spus Iisus de atâtea ori, trei ani jumate, hei, te fac pescar de oameni, treaba ta e să predici Evanghelia, treaba ta e să mă însoțești, treaba ta este să faci asta, tu ești Petru, uite, pe tine voi clădi biserica. Ce face Petru la prima mare criză? Și ce face? Se duce înapoi la barcă, la pescuit. Și-a pus barca deoparte, în cască, nu știi niciodată. Pentru că tendința noastră, știți care este? Să ne întoarcem, în această, și să cădem în această capcană a refugiului. Mai apoi există o altă capcană în care noi cădem de foarte multe ori. De aia, ascultă-mă, trebuie să acționezi. Dacă să acționezi și să faci ceea ce e bine, va trebui să eviți o altă capcană, capcana a resemnării. Resemnarea, dragii mei, este ascultați-mă, este moartea oricărei inițiative. Este cimitirul, dacă vreți, al bunelor intenții. Trebuie să faci ceva. Și știți ce face Naomi? Primul lucru, Naomi se întoarce acasă. Dom'le, ia la pas, nu mai are nimic, e cu buzunarele goale, dar zice, știu ceva, mă duc la Betleem. Am auzit că Domnul o cerceta pe poporul, nu știu ce mă așteaptă, că mare lucru nu mai am, că eu când am plecat am vândut tot, am crezut că dau lovitura, am crezut că vând casa de aici, că mă duc în Spania, investesc și am crezut că o să fac profit 100%. Și am făcut praf totul. Și te întorci cu buzunarele goale, cu sufletul gol, cu inima goală, dar știi ce face Naomi? Se întoarce, face ceva, trebuie să iei o inițiativă, nu te lăsa! Fă tot ce ține de tine, dar ascultă-mă, evită această capcană, cursa resemnării. Mai apoi uitați-vă la Rut, mureau de foame, oameni buni. Femeile astea două mureau de foame, pentru că nu mai aveau ce să mănânce, nu mai aveau nimic. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că într-o zi a zis Rut la Naomi, eu înțeleg acum că ești pe boce, pe jale, și eu sufer. Suntem îmbrăcate amândouă în negru, bocim toată ziua, știu, ai vrut să rebranduiești numele, nu mai vrei să fii Naomi, ți-ai pus numele pe Facebook Mara, ți-ai schimbat statusul la Facebook, am înțeles, bun, i-ai spus la toată lumea, te-ai dus la notar, schimbați-mi numele, dar trebuie să facem ceva, că murim de foame. Și o să zic ceva, eu mă duc să culeg spice, nu știu, mă duc undeva pe câmpul ăsta, unde văd cu ochii, dar mă duc să fac ceva. Pentru că ascultă-mă, dacă stai în starea aia. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că Rut alege să facă lucrul ăsta. Evită această capcană a resemnării. Există un episod cunoscut, celebru, doi împărați. 7:14, cu 1-4. Vă rog să-l ascultați pentru că îi sintetiza foarte bine aici. E o vreme de foamete la poarta Samariei, se moare de foame. Sunt anumite produse pe care noi nici măcar n-am vrea să auzim de ele, dar care pe vreme erau produse de lux. Cap de măgar, nu mai vorbesc găinați de porumbel, erau ceva delicatese. Nu vreau să stric pofta nimănui, dar asta a fost realitatea. Foametea schimbă prioritățile. Și spune cuvântul Domnului că Elisei vine prorocul, tocmai acum ai nevoie de o prorocie. Elisei, zice Biblia, că a zis, ascultați cuvântul Domnului, ăia mureau de foame. Ascultați-mă, un cap de măgar era Masterchef. Era Scărlătescu cu cea mai bună masă din lumea asta. Ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul, mâine la ceasul acesta se va vinde la poarta Samariei o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de ors cu un siclu. Călărețul pe brațul căruia se rezema împăratul a răspuns omului Dumnezeu, chiar dacă Domnul face fereste în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru? Nicio șansă, no way! Vocea acestui om, dragii mei, este vocea omului resemnat. Dar auzi ce spune Elisei, vei vedea cu ochii tăi, dar nu vei mânca din ele. La intrarea porții, auziți, la intrarea porții, în contrast cu omul ăsta resemnat, la intrarea porții erau patru leproși care au zis unul către altul. Foarte frumos, ascultați. La ce să ședem aici până vom muri? Ăia în cetate mor, noi murim aici, în afara porților cetății. Dacă ne vom gândi să intrăm în cetate este ce? E foamete și vom muri. Și dacă vom sta aici, de asemenea, vom muri. Deci, oricum murim.
Și atunci ce să facem? Bă, hai să facem ceva. Și ce s-a hotărât? Haidem să ne aruncăm în tabăra sirienilor. Vă să vă imaginați scena asta, sirienii mâncau popcorn, frăgeau gritare și se uitau la ăștia cu mor de foame în Samaria. Așteptau colapsul cetății. Și-s patru leproși. Călărețul, auziți, ăsta cine ăsta era, ăsta, oameni buni, era Van Damme, era cel mai tare. Călărețul pe mâna căruia se sfârșinea împăratul trebuia să fie cel mai tare, taf, ăla călit în lupte. Ăla Ștefan cel Mare, care poartă lupte, care bate pe toți. Și aproape pe nimeni, istorii vorbind, dar în fine. Și ce spune ăsta? Cel mai viteaz om din Israel în mod normal. Și ce spune? N-are cum, nu se poate. În viață nu o să mai fie bine. Nu se mai poate. Și ăștia patru leproși au zis, bă, și ceva. Murim aici, murim dacă intrăm în cetate. Hai să plecăm în tabăra sirienilor. Au zis cu ce mentalitate? Dacă ne vor lăsa cu viață, vom trăi. Dacă ne vor omorâ, vom muri. Oricum murim. Și acum să cităm o chestie patriotică, cu o moarte suntem datori toți. Fer convins că erau plini de poezie în momentul ăla. Disperare, au zis, bă, știi ce, trebuie să facem ceva. Patru leproși, dragii mei, iau inițiativa să meargă în tabăra filistenilor, în tabăra sirienilor. Și seara, știi ce spune Biblia, că atât au mâncat. Că la oameni au zis, bă, zice, hai acum să le spunem și la ăștia. Știi ce au zis unul din ei, nu-i bine ce facem, vă rog să citiți pasajul, e superb. După ce au mâncat până n-au mai putut, aveau nevoie de colebil să facă contract cu catena. Vă rog să trimiteți încă 10 loturi, ca e cu vaccinul. 150 de milioane de doze de colebil ne trebuie. Și au zis, mă, nu-i bine ce facem. Hai să mergem să le spunem celor ăștia că mor de foame. Bă, băieți, haideți că ăștia au plecat, groaza Domnului i-a pus pe fugă. Veniți acum și mâncați și voi. Unde e diferența? Unii spun, n-are cum, nici Dumnezeu nu mai poate să facă ceva. Și spatele leproși care spun, știi ceva, trebuie să facem ceva. Și în atitudinea acestor oameni, dragii mei, știi ceva cu oamenii ăștia? Iau inițiativa, nu te resemna. Nu te resemna. Fă tot ce ține de tine. Dar trebuie să eviți cursa asta a refugiului, să te întorci înapoi, unde locul în care ești confortabil, cum ai dat cu sabia de dor, cum fugi înapoi și te ascunzi după gard. Trebuie să te lupți. Mai apoi, asta ne învață să evităm cursa asta, dragii mei. Cursa aceasta a resemnării. Și mai există o cursă pe care trebuie să o, pe care, ascultați-mă, trebuie să o eviți, care ține de tine, ține de acțiunile tale, ține de ceea ce trebuie să faci tu. Evite această capcană, cursă, dacă vreți, a rușinii. A rușinii. Oameni buni, ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că Naomi ne dă un indiciu interesant. La plecare eram cum? Eram în capital top 300, eram acolo între Țiriac și Becali. La plecare eram în belșug. Acum vreau să vă imaginați, Rut a trăit o perioadă boierește. Ruta asta, dragii mei, când a fost căsătorită cu unul dintre fiii Naomi, a dus o viață de lux. Asta făcea terapie prin shopping. Știți că unii fac terapie la psiholog, asta făcea terapie prin shopping, cât îți trebuie, poftim Golden Cardus, ia-ți ce poșete vrei, nu mă lasă-mă în pace. Și ajunge în postura în care, ascultați-mă, nu mai are nimic, e muritoare de foame, da? Acum ea care o mărsă la altări cu Gucci și cu Prada, nu mai știa cum să-și asorteze, jumate de oră pierdea, nu putea veni la biserică, că nu știa cum să-și asorteze hainele. Sau cu care mașină, altă dilemă existențială. Ca și Țireaca, ați auzit, nu știe care avion să meargă. Și dintr-o dată ajunge o muritoare de foame care se duce să culeagă spice de pe câmp. Și ce e cel mai greu? Cel mai greu om pentru om în viață este să accepte realitatea. Și să nu mai te lupți să salvezi aparențele dacă vrei să faci ceva. Ok, poate că amu 10 ani ai fost multimilionar, poate că azi ești simplu un șomer. Ce vrei să salvezi? Aparențele? Bă, eu nu mă duc să mă angajez la fabrică. Cum adică eu, care am fost patron, eu să mă angajez acum? Da. Lasă chestia asta de rușine.
Pentru că vrei să, de foarte multe ori, vrem să păstrăm doar, să epatăm cu statutul nostru social. Dragii mei, știți ce înțelege? Știți ce înțelege Ruth? Pentru că s-a pocăit, ascultați, nu numai că s-a pocăit, asta o știu Biblia. A început să citească Biblia, pentru că Ruth a zis, știu ceva, începutul seceratului orzului, doi, lasă-mă să mă duc să culeg. Pentru că ea, de ce o scrie că a spus asta? Pentru că știa Biblia, pentru că știa că în Levitic 19, în Levitic 19 cu 9, exista o poruncă în cuvântul lui Dumnezeu. Când știi Biblia, își știi drepturile. Că de-aia diavolul nu vrea să citești Biblia decât cancanul și libertatea. Că dacă ai citit Biblia, ți-ai cunoaște drepturile spirituale și identitatea spirituală și știi ce trebuie să faci. De-aia ești în confuzie, de-aia nu faci nimic, de-aia de multe ori ne plângem de milă. Pentru că nu citim Biblia, pentru că dacă am citit Biblia, am ști ce vrea Dumnezeu de la noi și ce ne dă Dumnezeu. Și știa că există un drept al săracului. Domnule, orice străin și sărac are dreptul, Levitic 19:9. Când vei secera holdele țării, poruncă! Când vei secera holdele țării, să lași nesecerat un colț din câmpul tău și să nu strângi picele rămase de pe urma secerătorilor, nici să nu culești strugurii rămași după cules în viața ta, nici să nu strângi boabele care vor cădea din ei, să le lași cui? Să le lași săracului și străinului. Culmea este că la amândouă categoriile bifează Rut, și străină și săracă. Și o zis, cu atât mai mult, trebuie să mă duc azi să culeg, că murim de foame. Am înțeles că borcim, că plângem, dar trebuie să facem ceva. Eu mă duc să culeg spice. Biblia îmi dă dreptul să mă duc pe urmele săcerătorilor. Și simplul ăsta gest, ascultă-mă, de face ceva, de te dezbrăca de haina aparențelor. Eu cum, adică, acum o să mă vadă toți, că eu care pe Facebook am postat anul trecut, că eram întrebam followerii mei de pe Facebook, unde să-mi fac concediu, ce-mi spuneți, Canare sau Palma de Mallorca? Și acum te întrebare, unde să mă angajez, la RER sau la... Am auzit că la Mesopotamia au ceva joburi libere, știți ceva? Nu e așa că, pentru că vrem să păstrăm aparențele. Cum vă explicați faptul că unii oameni în țara asta, nu numai, ultimul lucru când sunt într-un faliment teribil, ultimul lucru la care vor să renunțe e mașina. Dom'le, e spraf, ei nu mai au unde locui, de el conduce Mercedes-ul. Deci tu ești dator vândut, tu nu mai ai nimic, tu ești praf, tu ești pe lângă. Dar tu Mercedes-ul nu-l dai. iPhone-ul e ultimul lucru la care vrei să renunți. De ce? Pentru că vrei să păstrezi doar niște aparențe. Și ce învăț de la Ruth? Hei, adevărul este că nu mai sunt cum eram anul trecut în bogăție, înțeleg acum săracă, dar știi ceva? Trebuie să fac ceva. Și nu consider că e nimic pentru mine prea degradant, prea josnic să mă duc să pun mâna și să lucrez. Dacă trebuie să o fac, o fac. Pentru că știu că trebuie să fac ceva. Ascultați-mă, vreau să vă spun un principiu aici. Știți de ce nu ieșim din situațiile de criză ale vieții? Pentru că în loc să ne salvăm pe noi, vrem să salvăm aparențele. Prea mult vrem să salvăm aparențele în loc să ne luptăm, să ne salvăm pe noi. 3. Și cu asta vreau să închei. Wow, chiar o rimat. Tot a fost într-o poezie azi. Ăsta este reflex poetic involuntar, cred că se numește. Fă tot ce ține de tine. Ce ține de tine și de mine? Să alegi ce este bine, să acționezi așa cum este bine și 3. Ține de tine să asculți de cei care îți vor binele. Ține de tine să asculți de cei care îți vor binele. Care îți vor binele. Și când e vorba de oameni care îți vor binele, sunt oameni care te vor sfătui în viață. Dar vreau să înțelegeți acest principiu, l-am reiterat și în alte mesaje, dar cred că e foarte important să-l înțelegem. Oameni buni, un sfat bun, întotdeauna trebuie să-l raportați nu la persoana care ți-l dă, ci la principiul care ți este oferit. Ascultați-mă. Un sfat bun trebuie raportat la un principiu și nu la o persoană.
De ce vă spun asta? Pentru că prin aceeași persoană poți să primești și sfaturi bune și sfaturi rele. Cu cele mai bune intenții, unii te sfătuiesc greșit. Cu cele mai bune intenții, unii îți dau sfaturi greșite. Nu vor. De-aia trebuie, întotdeauna ascultă-mă ce spun. Atenție, atenție, fii vigilent. Raportează-te întotdeauna când e vorba de un sfat. Ascultă-mă, nu, e foarte ok, știi că persoana îți vrea bine, dar atenție, principiul. Rut este sfătuită de către soacra ei, du-te acasă. Primul sfat pe care îl dă și îl dă din toată inima, bă, hei, hei, Rut, te rog, eu du-te la mama ta acasă, că eu n-am ce să-ți ofer, eu sunt falită, eu nu știu unde mă duc, eu abar n-am, eu n-am nimic în Betlehem, eu poate stau pe străzi acolo, dacă să își face cineva milă de mine, poate că, dar, hei, du-te acasă, îți mai bine acolo. Ce face Rut? Ce să facă Moab? Sunt moabită, dar eu nu mai pot să stau în țara lui Chemoș. Eu l-am ales pe Dumnezeu și știu ceva? Eu mă duc la Betlehem, pentru că am auzit că la Betlehem Domnul cercetează pe poporul său și acum eu sunt parte din poporul lui Dumnezeu. La ce se raportează Rut? La principiu, nu la o persoană. Mai apoi, când uitați-vă, Rut este sfătuită de către soacra ei să-l cucerească pe Boaz. Ascultă! Pentru că, ascultă-mă, și persoana e bună în cazul ăsta și principiul e bun. Da, trebuie să facă lucrul ăsta. De-aia înțelegi în această zi, ascultă-mă ce spun, când e vorba de sfaturi pe care trebuie să le primești în viață, ține cont, e adevărat, e foarte important și personal, dar important, mult mai important, filtrul de bază este principiul, hei, în acord cu Scriptura, cu Cuvântul lui Dumnezeu. Doi, când e vorba aici de un sfat bun, ascultă-mă, e necesar să vezi motivațiile din spatele indicațiilor. Trebuie să vezi motivația întotdeauna. Există oameni care îi spun, fă asta, fă asta, fă asta. Sunt oameni care te sfătuiesc. Noi trăim într-o lume în care avem nevoie de sfaturi. Trebuie să ne sfătuim unii pe alții. Trebuie să ne consultăm unii cu alții. Nu le știi pe toate. Nu ești tu singur un semn. Nu dat nimănui de aici Dumnezeu toate darurile. Ne-o dat așa la toți pe rând, la unii și la alții, ca să avem nevoie, să depindem unii de alții în trupul lui Hristos. Ascultați-mă, avem nevoie, unii au darul îmbărbătării, alții au darul milostenii, au alții darul minunilor. Dumnezeu, ascultați-mă, toate astea le dă divers, știi ce? Pentru că ne face să depindem unii de alții. Că nu le știi pe toate, poți să fii păstor, poți să ai doctorat în teologie, poți să ai 3 doctorate, poți să citești toată ziua. Sunt lucruri pe care Dumnezeu ți le dă prin alții. De-aia e important să primești sfatul, dar ascultă-mă, întotdeauna în spatele indicațiilor trebuie să vezi motivația. Boaz spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, aici în cartea Rut, că îi dă un sfat. Îi dă un sfat lui Rut. Și care este sfatul? Rut, capitolul 3, cu versetul 8. Ascultă, fiică, să nu te duci să culegi spice în alt ogor și să nu te depărtezi de aici, rămâi cu slujnicele mele. Îi dă un sfat, nu te du, da? Și dă niște indicații, nu te du pe un alt ogor. Oh, ce spiritualizări am putea face aici. Nu te du pe un alt ogor, nu te du, nu facem asta, nu cădem în spită de a spiritualiza orice. Dar ascultă-mă, unii ar face un ciclu de predici de aici. Nu te du pe un alt ogor, sună bine. Dar atenție, indiciul ăsta, indicațiile pe care le dă Boaz lui Rut, au următoarea motivație. Care e motivația? Mi s-a spus tot ce ai făcut pentru soacra ta, de la moartea bărbatului tău, cum ai părăsit pe tatăl tău și pe mama ta și țara în care te-ai născut ca să alegi un popor pe care nu-l cunoșteai mai înainte, Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut și plata să fie deplină din partea Domnului, Dumnezeului lui Israel, al cărui aripă ai venit să te adăpostești. Boaz este motivat, corect. Boaz îi dă niște indicii lui Rut pentru că are o motivație corectă. Și de aia femeia asta, dragii mei, le primește. Și trebuie să le primești și tu. Dar ascultă-mă, un sfat bun trebuie să aibă în vedere, spun asta în încheiere, nu doar scopul, ci și mijloacele.
ca un sfat să fie bun, ascultă-mă, nu contează doar scopul, să-ți atingi scopul. Trebuie să fii atent și la mijloace. Naomi află că Rut o cules spice tocmai de pe câmpul lui Boaz, ăla care avea drept de răscumpărare asupra ei. Și acum face un plan, planul soacrei. Trebuie să-l cucerești. Dacă nu te cucerești, iată, să o cucerești tu sau viceversa. Cineva trebuie să ia inițiativa, am văzut, trebuie să ieși pe ogor, fă ceva. Și s-a gândit Naomi, toate lucrurile ar fi rezolvate dacă ar fi o nuntă. Uneori nunta rezolvă anumite lucruri. În cazul ăsta chiar rezolva. Și a zis, ascultați, versetul 3 din Rut, capitolul 3. Rut 3 cu versetul 3. Mai bine simplu și smeriți și de Dumnezeu iubiți, am zice noi. Da, este. E un principiu sănătos. Eu așa as. Eu nu mă piaptăn, eu nu mă aranjez. Eu așa cum as. Nici nu mă uit în oglindă, că eu smerită. Eu smerit. Dacă mă vede, e trebuie să vadă sufletul meu. Hei, nu-i Dumnezeu. Că numai Domnul vede inima omului prima dată. Înțelegeți? Treci pe la oglindă înainte. A venit soacra, vină în coace. Old school of Bethlehem. Nu știu la voi, Moab, cum reușați, dar nu știu cum le prostit pe pruncul meu, dar vin încoace, aici în Betlehem e altceva. Spală-te, unge-te și îmbracă-te. Dar nu-i că e păcat să te aranjezi. Să nu confundați smerenia în Domnul cu lipsa de îngrijire. Hei, și-a zis să... Ai ceva creme, nu mai am că aia crema de la Chanel s-a dus de mult că nu mai am bani. Lasă că-ți fac eu rost. Rimel ai, de mare auzi, acum știu că o să fiu spânzurat, oricum am fost zilele astea, mai întrebă încă una. Promotorul, lumea în biserică, oameni buni. Aranjează-te. El are 20 de ani. Când iese pe drum, ai impresia că a ieșit, e Moș Crăciun care o să de pe horn acum. Omule, trebuie să te căsătorești. Hei, aranjează-te. Pentru că Boaz trebuie să vadă. A cui? Știi ce-o mai văzut Boaz? Pe lângă faptul că era tânără și frumoasă, știi ce-o mai văzut Boaz? Că era și harnică. Pogană ca la vihor, mă. Asta e numai bună. Și o zboa, știi ceva? Mă lupt să fie a mea. Pentru că sunt lucruri pe care trebuie să le faci, care țin de tine. Ascultă-mă, nu spun să-l cucerești numai cu imaginea, ferească Dumnezeu, că o să aibă un coșmar toată viața după aia. Eu am crezut că... Du-te, curtează-l tu dacă nu te curtează el. Dar ai grijă, păstrează limitele. Pentru că aici, acolo, vedem un principiu. Hei, stai la picioarele lui. La picioarele lui. În zone pe care ai voie să le depășești, păstrează distanța. Sunt lucruri pe care nu le poți face. Păstrează-ți principiile, păstrează integritatea, dar în același timp nu este nimic incompatibil să ai grijă de tine. Să ai grijă de tine. Adică nu zic genul ăla să te fartezi în halul ăla în care să te întâlnească a doua zi din greșeală și să sperie să nu știe cine îi. Dar să ai de ieri, ferească Dumnezeu, dar nu, erai altfel. Nici în halul ăla. Apropo, Doamne, cred că o să vină un sezon de nunți anul ăsta. Alex, trebuie să ne ținem bine. Trebuie să mai facem un concurs de consiliere primaritală deja, să mai dublăm. Auziți? Ce a zis soacra?
spală-te, unge-te, îmbracă-te, fă-te așa prezentabilă. Versetul 4, Rut 3 cu 4. Și când se va duce să se culce, du-te, descopere picioare și culcă-te și el însuși va spune ce trebuie să faci. Iar răspuns, voi face tot ce ai spus. Rut s-a coborât la Arie și a făcut tot ce poruncise soacra sa. Boaz, atenție! A mâncat, a băut și inima cum era? Veselă. Păi nu te duci să-l curtezi, mă, când e stresat. Nu te duci să-i spui că ți-a vorbit Domnul că voi trebuie să fiți împreună după ce au pierdut 5.000 de euro și nu mai știe săracul pe unde să... Deci nu te duci după ce a picat examenul de rezidențiat să-i spui că trebuie să vă căsătoriți, că numai de nuntă nu vrea să mai audă. Există un context, există un context, inima veselă, când omul... Alegeți momentul potrivit. Alexandra poate să confirme asta. Trebuie să aleg momentul potrivit. Când am cunoscut-o prima dată, m-am pierdut. Am văzut-o, apropo, trebuie să ieși-o pe Ogor. Și ea a ieșit pe Ogor, era la Beiuș, pe teren neutru. Eu de la Brădete, ea de la Valea Neagră. Eu am căutat-o în România 3 ani de zile. Eram în București, a fost în câteva misiuni și toți ziceam, Doamne, vă fi pe aici, nu știu pe unde. Nu. Și după aproape 3 ani, 4 aproape, am ajuns la Beiuș, la o întâlnire tineret. Am văzut-o, m-a văzut. Nu știu, încă nu mi-a spus prima impresie. Dar știu că mi-am luat numărul de telefon și m-am pierdut. Nu știam să m-am încurcat numerele, nu mai știam ce să fac. Dorel, ce să mai... Și s-o speria și când i-a spus cum mă cheamă. Dar au trecut peste toate. Știți de ce? Pentru că există un timing, da? Veneam după o predică de faină, de evangelizare. Atunci am... M-am dus înainte de predică. M-am dus după predică. Și trebuie să alegi momentul potrivit. Trebuie să alegi timingul potrivit, pentru că Dumnezeu știe ce faci. Spun ceva. Când faci ce ține de tine, Dumnezeu zice, ok, Rut, până aici. De ce mă ocup eu? Las că nu-i mai dau pace, că așa au și zis, Naomi parcă o spăgeță, zice, ascultă-mă, ai făcut aia. Soacra, am făcut tot ce ai spus. Bingo. Ascultă ce? No, ăsta, la cum îl știu eu, nu mai dorme până când nu-ți rezolvă. Ăsta te ia de nevastă. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, că știi ce-a făcut? S-au și descălțat, au făcut un business acolo, au schimbat încălțamele, au zis, bă, vină un colț, nu vrei, nu, vreau, dar fii atent, dacă ei trebuie să plătești, a, nu vreau, bun, atunci dă-mi o mie. Și spune Biblia că Boaz s-a luptat pentru Rut până când a cucerit-o, până când a făcut tot ce ținea de el. Și Dumnezeu, când faci tot ce ține de tine, când nu treci limitele, când nu depășești granițele principiului lui Dumnezeu, când asculți, când alegi și când acționezi așa cum e bine, Dumnezeu spune, ok, ai făcut tot ce ține de tine, acum lasă-mă pe mine să fac partea mea. Ce auziți? Dintr-o moabită, văduvă, falită, aproape depresivă, și un om mai în vârstă, Boaz, dar cu principii. Ăștia fac o nuntă și habar n-au că nunta lor, că a lor căsnicie, izvorută din temir ce criză, avea să fie o piesă esențială în marele plan al lui Dumnezeu, despre care o să vedem duminica viitoare la ultima predică din cerul din Cartea Rut. Fă tot ce ține de tine. Fă tot ce ține de tine. Ne ridicăm în picioare. Hai să ne rugăm. Dumnezeu spune, știi ceva? Eu vreau să te binecuvântez. Eu vreau să te ridic, știi? Eu am pregătite, în planul meu, eu am niște lucruri faine în pădure, dar ascultă-mă, trebuie să vii aici, trebuie să vii la jumatea drumului.
Încă n-ai făcut tot ce ține de tine. Ascultă-mă, eu vreau să te binecuvântez, dar nu te pot binecuvânta când tu stai în tribune. Eu vreau să vii și tu aici pe teren. Eu vreau să fii împreună slujitor, împreună lucrător cu mine. Eu vreau să alegi bine. Ascultă-mă, eu vreau să înțelegi că trebuie să ține de tine să alegi. Eu nu aleg în locul tău. Dumnezeu nu alege în locul tău. Sunt lucruri pe care Dumnezeu nu le va alege niciodată. Tu trebuie să le alegi ca să intri în alegerea lui Dumnezeu. Dumnezeu spune, știi ceva, va trebui să asculți de ceea ce este bine, ascultă, filtrează sfaturile, înțelege voia lui Dumnezeu, acționează mai apoi, acționează, nu te întorce mereu după primul eșec, după prima lovitură, înapoi la barcă, înapoi acasă, înapoi la mama, înapoi la tata, prima criză în familie, gata, mă duc la mama, bagajele, deja s-au rupt valizele de câte ori ai plecat, trebuie să faci contract. Cu cei care produc valize, câte valize ai rupt, tot te-ai întors. Haine, tot la două săptămâni, am plecat, gata, rămâns. Deja cred că ea când te văd la șomaj, îți pui mâinile în cap. Aoleu, trebuie să facem ghișeu special pentru asta. Ăsta tot la trei luni de zile renunță locul de muncă. Primul greu de care dai în viață, te întorci, fugi înapoi. Nu mai căuta, ascultă-mă ce spun, nu mai căuta să intri după fiecare provocare a vieții, după fiecare lovitură, după fiecare val în care intri, să te întorci înapoi la oamenii care te aprobă. Ia, tu ești bun. Ascultă-mă, stai în fața oamenilor care te confruntă biblic, că răspund din partea lui Dumnezeu, pentru că, ascultă-mă, câtă vreme amâni și vrei doar acceptare și nu confruntare, nu o să ai parte de binecuvântare. Da, știu că Nathan ăla nu-i plăcut. Tu ești ăla. Tu nu-l vrei pe Nathan, tu-i vrei pe ea. El e ăla. Ăla-i ăla. Ăla-i. Tu nu niciodată. Ai nevoie de Nathan. Ai nevoie de confruntare unor în viață. Pentru că prin confruntare vei ajunge la binecuvântare. Așa că nu mai căuta să te refugiezi, numai încercul ca îți dau dreptate pentru orice, deși știu că nu e așa. Hai să ne rugăm. Fă tot ce ține de tine. Doamne, în dimineața asta vreau să fac tot ce ține de mine. Doamne, vreau să aleg bine. Doamne, vreau să acționez bine. Vreau să ascult de ceea ce este bine, de oamenii care îmi vor binele. Doamne, vreau să fac lucrurile acestea, pentru că atunci când fac ce ține de mine, știu că Tu, Doamne, îți vei face partea Ta. Știu, Doamne Dumnezeule, că există o dimensiune providențială. Haide, roagă-te în dimineața asta,